Am vrea să ne ridicăm în picioare, să citim două versete din Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 13 și 14. Poarta cea strâmtă. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțin sunt cei ce o află, amin. Se pot ocupa locurile. Domnul Iisus spunea, printre altele, în Matei, capitolul 6, versetul 33, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui Dumnezeu. În Matei, în capitolul 5, versetul 20, spune că, dacă, adevărat vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprienirea fariseilor și a cărturarilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. În Luca, în capitolul 17, tot Domnul Iisus răspunde la o întrebare. Lor întreba cei din jur fariseii, Doamne, când va veni împărăția ta? Și Domnul le spune, împărăția cerurilor nu va veni în așa fel încât să izbească privirile. Nu se va spune, uite o aici sau uite acolo, că ceată că împărăția cerurilor este înăuntru vostru. În Cartea Romanilor, în capitolul 14, versetul 17, spune că împărăția cerurilor nu stă în mâncare și băutură, ci în neprihănire, în pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și apoi mai există încă un lucru pe care îl consemnează Apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 4, versetul 20. El spune, împărăția cerurilor nu stă în vorbe, ci în putere. Acum aici, în textul nostru spune, intrați pe poarta cea strâmtă. Unde să intrăm? În împărăția cerurilor. Intrați pe poarta cea strâmtă. Cartea Sfântă, vis a -vis de această afirmație, este întărită de bună în Cartea Efesenilor și aici în Efeseni citim în capitolul 1, spune așa, binecuvântat, versetul 2, versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Nu spune că ne va binecuvânta, ce vom fi nu s-a arătat încă. Ne-a binecuvântat deja, dar aici spune că în locurile cerești pe cei care au intrat pe poarta strâmtă. În capitolul 2 din Efeseni, versetul 6 spune, El ne-a înviat împreună și ne-a pus la prezent, prezentul continuu, ne-a pus, să ședem în loc, împreună în locurile cerești în Hristos. Deci noi suntem în locurile cerești. Spune aici, în Cartea Colosenilor, în capitolul 1, versetul 13, El ne-a izbăvit de sub puterea Întunericului și ne-a strămutat, ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui. Ne-a strămutat deja. Deci aș vrea să nu uităm, noi suntem provocați să intrăm pe poarta acea strâmtă. Reluând din nou pasajul acesta din Evanghelia după Matei, aș vrea să-l recitesc. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci ce largă este poarta, lată este calea care duce la perzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Aici nu e vorba de a intra în biserică cei care intră în biserică pe această ușă, pe această poartă, ușa care avem în față. Aici e vorba de lucrarea spirituală. Intrarea în împărăție din punct de vedere spiritual. Și o să vedem cine este poarta și în continuare câteva lucruri. Înainte însă, aș vrea să citesc ceva vis-a-vis -vis de această provocare. Isaia, capitolul 33, este o întrebare. Cine dintre noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine dintre noi va putea să rămână lângă niște flăcări vecinice? Și acesta este Dumnezeu. A intra pe poarta strâmtă, pe calea îngustă, înseamnă a ajunge în prezența celui preanalt, în ultima instanță, în final. Dar cine dintre noi va putea? Spune aici, sigur, dă răspunsul să Isaia, aici spune, cel ce își astupă urechea ca să n-audă cuvinte toase de sânge, cel ce își leagă ochii ca să nu vadă răul, cel ce umblă în neprihănire, cel ce vorbește fără vicleșug. În cartea lui Ieremia, tot legat de această idee, spune aici în capitolul 30, versetul 21, ultima parte a versetului, a doua parte, spune așa, Că cine ar îndrăzni să se apropie din capul lui de mine, zice Domnul? Cine ar îndrăzni să se apropie de capul lui? Nici nu te poți apropia de providență, de capul tău. Trebuie să intri pe poarta strâmtă, pe calea îngustă. El este un foc mistuitor. Despre Dumnezeu, Biblia spune aici în de bunoar, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, spune așa, versetul 17, citim și 16. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Versetul 18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Fiul a venit în lumea noastră, Domnul Isus, ca să-l descopere pe Tatăl. În capitolul 6, versetul 46, tot aici în Evanghelia după Ioan, este reluată afirmația, zice aici, nu că cineva a văzut pe Tatăl afară de cel care vine de la Dumnezeu, dar acela l-a văzut pe Tatăl, Domnul Isus. Și el a venit în lumea noastră să ni-l descopere pe Tatăl. O venit în lumea noastră să ne descopere, ne descopere această cale care duce la Tatăl, care duce în veșnicie. În cartea, în psalmul 15 și în psalmul 24, foarte frumos aici omului Dumnezeu David, care era un proroc, și proroc, și împărat, era un om al lui Dumnezeu, el pune o întrebare aici și zice, Doamne, cine va locui în cortul tău? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Ideea este, Doamne, cine va ajunge acolo? Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, spune în Apocalipsa în final. Pe muntele tău. Biblia spune despre Dumnezeu că El locuiește în fundul mează noaptei. Pe muntele Lui cel Sfânt în fundul mează Când David pune această întrebare, el vede pe cineva care au căzut de acolo, de pe muntele acela, din prezența lui Dumnezeu. Și acesta a fost diavolul. Ființă spirituală, ființe spirituale care au căzut de acolo, și David pune această întrebare legitimă, Doamne, cine va locui, cine va ajunge acolo? Pot eu, care sunt carne și sărână, sunt trecător, vulnerabil, pot să ajung acolo de unde a căzut diavolul? Și Domnul îi spune lui David, cel ce umblă neprienire, cel ce face voia lui Dumnezeu, cel ce spune adevărul din inimă, iar aici, în Salmul 24, tot David spune: Al Domnului este pământul cu tot ce cuprinde el, lumea și cei ce o locuiesc. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Doamne, pentru ce ne-ai creat? Ar fi întrebarea. Dumnezeu ne-a creat nu numai pentru lumea aceasta, pentru viața aceasta scurtă și trecătoare, plină de durere, de trudă și de zbucium. Dumnezeu ne-a creat pentru veșnicie. Ne-a creat pentru împărăția Lui, să trăim veșnic. Dar aici noi ne decidem soarta, veșnicia, noi o decidem, noi o hotărâm. A fost un timp pentru tineri și m-am gândit la ce spune acolo în proverbe. Spune, bucură-te tinere în tinerețea ta, fi cu inima veselă cât ești tânăr, rumblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să nu uiți că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Și acolo continuă în versetul 2, că tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Tinerețea este trecătoare. Caracterul trecător al tinerilor, al omului pe pământ. Avem un caracter trecător. Și de multe ori în tinerețe, când sunt ne, ne simțim tari și avem energie, avem impresia că vom trăi veșnic, că, și, că tot așa vom rămâne până la capăt. Dar realitatea este alta. Avem un caracter trecător, dar există o continuitate a vieții dincolo. Dincolo viața continuă. Și Dumnezeu ne-a creat pentru cealaltă viață. Dar aici noi ne decidem soarta. Dar foarte interesant. Bucură-te, tinere, fă ce vrei. Libertatea pe care o acordă Dumnezeu, liberul arbitru. Ne acordă libertatea, nu suntem roboți. Dumnezeu este cel ce ne vorbește cu gingășie, de el ne provoacă. Și el spune, pe viața mea, zice Domnul, că nu doresc moartea omului, ci doresc viața lui. Dumnezeu dorește ca nimeni să nu piară, ci tot să se întoarcă la pocăință. Asta e dorința lui Dumnezeu, a Creatorului. Vreau să vă spun, dragii mei, nimeni nu este mai interesat decât Dumnezeu de veșnicia noastră, de viitorul nostru. Și mă gândeam aici la a fi tânăr, este nemaipomenit în contextul în care știi ce să faci cu tinerețea. De tinerețe depinde viața care urmează. Știți ce spune în Cartea Proverbelor? Cel neprienit umblă în neprienirea lui, ferice de urmașii lui după el, de copiii lui după el. De tinerețe depinde în continuare viața de familie. Dumnezeu este cel ce binecuvintează. Funcție de cum trăiești în tinerețe, de acest segment scurt, nu lung. Un segment scurt. Dar de asta depinde în continuare viața omului Aici, în familie, pe pământ, în scurgerea timpului. De aceea doresc. Dumnezeu să binecuvinteze toți tinerii din biserică. Să-i ajute, așa, cu râfnă, cum. Am avut un exemplu astăzi aici, cu multă râvnă pentru Domnul, cu dorința de a-l sluji. Intrați pe poarta acea strâmtă. Aș vrea câteva lucruri să le amintesc. De ce spune poartă strâmtă? În primul rând, pentru că în împărăție intrăm prin multe necazuri. Nu promite Domnul aici amplinirii extraordinare, sănătate, toate să ne, ne meargă bine. De aceea îi spune ușa strâmtă. Ușa strâmtă nu e altul decât Domnul Isus. Numai prin el. Ca să vedeți că este așa, citesc ceva din Evanghelia după Matei. Ușa strâmtă este Domnul Isus. În. În Evanghelia după Ioan spune în capitolul 10, eu sunt ușa oilor. Versetul 9, eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine va fi mântuit. Prin el. În capitolul 14 din Evanghelia după Ioan, Iisus i-a zis, eu sunt calea adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nimeni. Nu există vreo excepție, vreo altă filieră, vreo altă cale ușa strâmtă. Numai prin ușa strâmtă, numai prin Domnul Isus. În Efeseni, Biblia consemnează aici foarte frumos același lucru. Și uitați ce spune în capitolul 2. Ne spune în versetul 13. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Iisus Hristos. Versetul 18, căci prin El, prin Domnul Iisus, și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Capitolul 3, versetul 12. În Domnul Isus, în El avem, prin credință în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Flăcări veșnice, un foc mistuitor. Avem libertatea să ne apropiem prin Domnul Isus, dar numai prin El și ca un cununare parcă a celor consemnate. Uitați ce frumos spune aici în Cartea Evreilor, în capitolul 7. Versetul 25 spune, de aceea și poate să mântuiască în chip săvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Sfânt nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de slavă, mai presus de ceruri. Doresc în această zi, Doamne, ajută-ne să intrăm pe poarta strâmtă și ajută-ne să continuăm pe calea aceasta îngustă. E o cale îngustă. De ce îi spune ușă strâmtă, cale îngustă? Pentru că prea, pe această intrarea prin pocăință, prin credință, prin sfințenie, niciodată n-au fost la modă. N-au fost niciodată la modă și nici acum nu sunt la modă. Uitați ce spune cuvântul Domnului, sunt multe texte care scot în evidență această afirmație. Uitați ce spune însă în faptele Apostolilor, în capitolul 28, versetul 22. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. Stârnește împotrivire. Când e vorba de o pocăință autentică, veritabilă, stânește împotrivire, de altfel toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Nu trebuie să urmărim prigonirea. Prigonirea nu e numai atunci când din partea autorităților avem, vor fi martiri și probleme. Și acum există o prigonire când vrei să umpli pe calea îngustă, să intri pe poarta strâmtă. Când vrei să-L slujești pe Dumnezeu cu dăruire. și ce spune Matei 10? Că cei care se vor ridica împotriva noastră, uitați, citim, foarte frumos, că merită. Versetul 37 din capitolul 10. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Căci am venit, zice versetul 3, și însă despar pe fiul de tatăl său, pe fică de mamă sa și pe noră de soacră sa și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Aici spune în continuare, cine nu și-a crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, viața aceasta și-o va menaja să fie bine totul, să fie în ordine, cine își va păstra viața o va pierde pe cealaltă, Cine își va pierde viața aceasta pentru mine, o va câștiga însă pe cealaltă. Și ce-ar folosi unui om să câștige lumea întreagă, dacă în ultimă instanță și-ar pierde sufletul? Sau ce n-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Deci am vrea să nu uităm, dragii mei, în împărăție intrăm prin multe necazuri. Credința, sfințenia, pocăința adevărată niciodată n-au fost la modă. Apoi un al treilea lucru, turma bunului păstor întotdeauna a fost mică. Bucură-te, turmă mică. Un al patrulea lucru, în împărăție intrăm fără bagaje, intrăm singuri, nu cu părinții, nu cu altceva, nu putem duce nimica cu noi, din punct de vedere material. Luca, capitolul 14, versetul 33, spune acolo, Dacă cineva nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. El poate fi membru într-o biserică locală, el poate face multe și într-o biserică locală, dar ucenicul Domnului în adevăratul sens al cuvântului nu poate să fie. Ăsta e cuvântul lui. Dacă cineva nu se leapă de tot ce are, nu poate să fie ucenicul meu. Apoi un alt lucru pe care vreau să-l spun, îi spune ușă strâmtă pentru că este incomodă, calea îngustă este incomodă. Nu este comod, de multe ori, este incomod pentru fire, pentru firea aceasta pe care o purtăm în noi, este incomodă. Și în ultima instanță, aș vrea să spun, cale îngustă, poartă, poartă în strâmtă, cale îngustă, pentru că are un standard, un standard. Domnul Iisus este poarta, eu sunt calea adevărului și viața, spune El în Evanghelia după Ioan. Domnul are un standard pentru noi. Știți ce spune în 1 Ioan, în capitolul 2, versetul 6? Cum a fost El în lumea aceasta, așa suntem și noi. Cine zice că rămâne în El trebuie, asta e un imperativ, nu e ceva opțional. Îmi pare rău să predic o evanghelie ieftină de multe ori, ușoară. În împărăție intrăm ușor, numai să crezi. Dar credința după aceea trebuie să fie conturată, să fie văzută, să fie văzută și de cel prea înalt și recunoscută. Și și-a spus Domnul în dreptul sutașului, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Domnul când cearcă, cearcă credința noastră și el vrea să vadă credința. Vreau în continuare câteva lucruri să le menționăm. vis a -vis de acest standard Standardul nostru, să știți, nu este omul, nu e o biserică locală dintr-o parte sau din alta. Noi ne comparăm de multe ori cu cei din jur. E foarte important modelul pe care îl ai. Trăim într-o lume a modelelor. În toate domeniile de activitate există modele. Când e vorba de cele spirituale, la fel, avem model. Modelul nostru este Domnul Isus. Apostolul Pavel a luat pe Domnul Isus, și el spune, călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. El e modelul, el a venit în lumea noastră, unul din scopuri, unul din scopurile pe care le-a avut, a fost să fie un model pentru cei care îi vor aparține și vor face parte din turma lui, din împărăția lui. La el trebuie să ne uităm. Și la el vrem să vedem câteva lucruri foarte importante și să le urmărim în finalul părtășiei să ne cercetăm, Doamne, le avem, le trăim din plin, este așa, înseamnă că suntem pe calea îngustă. Înseamnă că am intrat pe poarta strâmtă. Înseamnă că noi înaintăm. Fiecare zi trebuie să ne apropie mai mult de Domnul. Azi mai aproape decât ieri, mâine mai aproape decât azi. Câteva lucruri pe care vreau să le menționez. Primul lucru, primul standard la care vreau să mă opresc este, este smerenia Domnului Isus. Domnul a fost merit Matei, capitolul 11, versetul 29. Veniți și învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima. Smerit cu inima. Smerenia lui, judecata, i a fost luată. Domnul a coborât în lumea noastră și a fost un om ca și noi. Biblia spune în ultimă instanță că Iuda nu a avut un semn pe care să-l dea atunci când lovându pe Domnul Isus, a spus cel pe care îl voi săruta. Așa de mult se asemăna cu ucenicii lui. O asemănare absolută, nu era nicio deosebire între el și ucenicii lui. Ce frumos! Vis-a-vis vis de smerenia Domnului, foarte multe texte sunt, citim ceva. Spune Biblia de bunoară în Cartea Filipenilor. Apostolul Pavel spune aici despre Domnul Isus foarte frumos. Filipeni, capitolul 2. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și-a dat numele care este mai presus de orice nume. Vreau să vă spun că de smerenie încă nu a muri nimeni. Ce spuneți în biserica aceasta? Frate Cornel, mai încape smerenie? Mai încape la oricare dintre noi. Nimeni n-am ajuns încă la apogeu. A modelul care este? Domnul Iisus. Ce frumos, rămân uimit, întotdeauna nu, nu poți să nu fii sensibilizat până la lacrimi. Când citești în cuvânt de fiecare dată, Niciun cuvânt în plus. Uneori mai spun la noi la Betel, în Arad, e o biserică mare, avem mulți tineri și copii. Și le spun, zic, de multe ori văd râs în biserică, dar ne-am bucurat să vedem lacrimi. Lacrimi. Domnul Iisus nu ne spune Biblia, toate cuvintele au fost articulate, cu greutate, un cuvânt în plus sau un minus. La noi, Zice, din cuvintele tale vei fi judecat, din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Zmerenie, zmerenie e un lucru mare, să știți. Dacă voiește cineva să vină după mine, Matei 16, versetul 24, să se lepede de sine, e un lucru greu, să se lepede de sine. Apoi, după ce s-o lepăda, să-și ia crucea, spune în Evanghelia după Luca, în fiecare zi, în fiecare zi, și apoi să mă urmeze. Noi am vrea să-L urmăm pe Domnul, vrem împărăția, o spun la general, eu mă bucur că aici e bine și totul e în ordine, slavă Domnului. Dar mă refer acum în general. Noi am vrea împărăția, dar fără standardul pe care noi îl avem ca model. Căutați împărăția mai întâi, dar și neprienirea. Nu se poate împărăție fără neprienire, fără standard, fără Domnul Isus. Unde este împărăția acolo e și neprienirea, asta este lege. Unde nu-i neprienirea, nu-i împărăția. Este o cale greșită. Și Domnul totuși în viața aceasta, vedeți ce spune în că textul acesta din, din Matei. Avem multe texte asemănătoare care întăresc acest text și aceste afirmații. 2 Timotei, capitolul 2, spune așa, versetul 20 și 21, într-o casă mare, nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Într-o casă mare, într-o biserică mare, sunt vase de cinste și de ocară. Acum, dacă aici toți se străduie să fie de cinste, toți vor fi de cinste. Dar e foarte important să mă verific. Dintr-o parte în alta, la ora actuală, aici și frumusețea, se poate trece, să știți. Vine vremea că nu mai poți să faci nimic. Va fi tardiv, târziu. Dar la ora actuală poți să treci dintr-o parte, dacă cineva se curățește. Și jos sus ucenicii, Doamne, cine o semăna neghina? Să o smulgem? Nu. Ca nu cumva să smulgă neghina să smulge și greu împreună cu ea. Lăsați-le împreună. Ele sunt împreună până la coacere. Și atunci mai întâi va fi smulsă neghina și apoi greu va fi adunat în grânarul lui. Aia în final va fi departajarea. Dar până atunci, până trecem în veșnicie, suntem la fel aici. Suntem toți împreună. De aceea în această zi nu-i prea târziu pentru noi să ne verificăm. Să nu uităm smerenia, e un lucru pe care Domnul îl cere, e un imperativ. Nu poți în împărăție să intri, e terenul de unde cresc toate virtuțile sfinte. Știți ce spune în Matei 5? Ferice de cei ce? Ferice de cei săraci în duh. Că cea lor este împărăția cerurilor. Acolo nu e vorba de sărăcie această materială. Sărac în duh. Nu sărac cu duhul. Sărac în duh. Aia e omul smerit. Acolo toate fericirile sunt la prezentul continuu. La fel oricând te-ar cerceta Domnul să te găsească ca un om sărac în du, în sensul că e smerit tot timpul, smerit. Smerenia. Și de la smerenia aceasta, terenul acesta, cresc toate virtuțile. Prima virtute acolo, știți care este? Zice, ferice de cei ce plâng. Terenul smereniei trebuie să fie udat, ca altfel nu crește nimica. E foarte importantă smerenia, dar alături de smerenie și celelalte virtuți. Ferice de cei ce plâng, trebuie lacrimile pocăinței să ude terenul smereniei ca să crească acele flori extraordinare. Prima floare rară, zice acolo, a treilea lucru, ferice de cei blânzi. Blândețea e o floare rară, ce frumos! Adevărata turma Domnului, acolo nu trebuie să fie conflicte, discuții, strigăte. Glasul lui nu s-auzea pe uliță, așa ne spune Biblia, ca o aiemută înaintea celor ce o tund. Așa nu și-o deschis gura. Uitați ce spune în Cartea Psalmilor, în Psalmul 119, versetul 67. Până ce am fost merit sau până ce nu m-am smerit, rătăceam. Dar acum păzesc cuvântul tău. Versetul 71. Este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Versetul 75, știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte, din credincioșie mai smerit. Acum, Domnul ne poate smeri, dacă nu mă smeresc eu, dar e salutar, e pomenit să mă smeresc eu. E cel mai bine, el are metodele lui de a mă smeri. Când Domnul iubește pe cineva și vede că el caută împărăția, dar umblă și pe, și pe o cale și pe cealaltă. Are Domnul atunci metode de a, de a veni în fața, în, în, înaintea lui, în întâmpinarea lui. Și are metode de a-l smeri. Uneori dor aceste metode. Spune aici, în Psalmul 25, uitați ce frumos spune omului Dumnezeu vis-a-vis -vis de această afirmație. Versetul 8 și 9 spune David: Domnul este bun și drept, de aceea arată el păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți. Auziți pe cine? face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea Lui. La ora actuală, ca niciodată să știți că este o mare confuzie și Biblia este interpretată, fiecare sub forma Lui. De nemai pomenit să ai o călăuzire și asta numai Domnul direct prin Duhul Lui o poate face. Acolo unde vede smerenie, sinceritate, Primul lucru la Domnul, primul lucru pe care vreau să îl întăresc, un pivot puternic, ca un standard, este smerenia. Un al doilea lucru, este dragostea Domnului. Dragostea Domnului, Domnul o iubit. O iubit și pe dușmani, s rugat pe cruce, extraordinar jos la picioarele crucii, ne spune Biblia că creatura mâinilor lui își împărțau hainele între ei și trăgeau la sorți pentru că cămașa lui, creatura mâinilor lui. Iar stăpânul Universului murea pentru ei și se ruga, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Pe cruce, pentru că acel tâlhar, Doamne, adu-ți aminte de mine, azi, adevărat te spun că vei fi cu mine în rai. Domnul i iubit pe să, săi, Ioan 13, versetul 1. Și i iubit până la capăt, până la capăt. Dragii mei, îi, îl binecuvântăm pe Domnul că ne-a chemat la mântuire. Doamne, îți mulțumim din lumea aceasta mare, o mână de oameni, o turmă mică, vis-a-vis -vis de, de, lumea aceasta, extraordinară. Ne-a chemat Dumnezeu în îndurarea Lui. Dragostea aceasta însă Domnul o dorește de la noi. Știi ce spune? Cum a fost el așa, trebuie să fim și noi. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă vă veți iubi unii pe alții. Vom avea dragoste unii pentru alții. De acolo în Petru spune în final, cu dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. Doamne ajută-ne să iubim. Nu iubim faptele oamenilor nu faptele rele, alea nu spune Biblia că trebuie să le iubim. Noi de multe ori poate ne atașăm de faptele oamenilor, în loc să iubim, urâm omul și iubim faptele lor. Și uneori suntem tentați să le punem în aplicare și noi. Noi trebuie să iubim creatura, făptura celui preanalt, omul, să avem milă, să avem dragoste în noi. Uitați despre Domnul ce frumos vorbește în Efeseni, printre altele, spune aici în felul următor, în capitolul 4 spune în capitolul 3. Și roca potrivit versetul 16, cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui. În omul din lăuntru, așa încât Hristos... Să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. La asta ne cheamă Domnul, să ai aceste dimensiuni ale dragostei. Prima dimensiune, și Domnul a avut-o din plin, lărgimea dragostei Lui. Știți cât ne-o iubit și ne iubește El, încât în inima Lui toți avem loc. Atât e de largă inima Lui Dumnezeu, dar inima ta cât este de largă. Și ce spunem în 139, 17 și 18? David, în prorocul, împăratul David, Doamne, cercetează-mă inima și vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Cum s-ar putea să fiu pe o cale rea și eu să am impresia că sunt pe o cale bună, da? Cearcă-mă, doamne. Cercetează-mă. Și aici spune, să cunoașteți dragostea lui Dumnezeu, lărgimea dragostei. Și în virtutea ei și noi trebuie să avem o inimă largă. Nu știu cât este de largă. Cât este de largă inima ta, cât este de largă inima mea. Cât în cap în ea și pe cât îi scoatem afară din inimă. Apoi o a doua dimensiune, zice, să cunoașteți lungimea dragostei lui Dumnezeu. Cât e de lungă dragostea lui Dumnezeu, a ajuns până la noi. Și ce spune Petru despre Pavel? Zice, după cum ne vorbește și preiubitul nostru frate Pavel în toate epistolele lui. Și apoi continuă Petru și spune, că Dumnezeu în dorința Lui, bunătatea Lui, dorește ca nimeni să nu piară, ci tot să vină la pocăință. În 2 Petru, în capitolul, capitolul, 2. Tot să vină, în capitolul 3, tot să vină la pocăință. asta e dorința lui. În virtutea lungimii au ajuns până la noi. Eu de multe ori mi-am zis, Doamne, dacă venea mai repede, eu eram nemântuit. Dar tu te-ai îndurat toate le vede, Dumnezeu nu-i lua prin surprindere. Nu cumva să vedem două forțe sensibile, egale, între Dumnezeu și cel rău. Dumnezeu este absolut, este desăvârșit. Toate mutările El le vede. El vede până și finalul istoriei, veșnicia ta și veșnicia mea. De El mă provoacă să-L slujesc și să ÎL iubesc. Spune aici, să cunoașteți apoi care este adâncimea dragostei Lui Dumnezeu. Doamne, cât de adâncă este dragostea Ta, în virtutea adâncimii ei. Psalmul 40. Spune aici, citim Psalmul 40, foarte frumos, omului Dumnezeu David, tot el este autorul. Îmi pusesem nădejdea în, lădejdea, în Domnul El s-a plecat spre mine mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pe irii, din fundul mocirlei. Și mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut, s-au încrezut în Domnul. ne a scos pe fiecare, în mod individual, s-o plecat spre noi, spre viața noastră care era departe odinioară de Dumnezeu ne-o scos de acolo și Domnul dorește și noi cât putem să ne identificăm cu această cerință providențială, să ne plecăm spre cei care au nevoie de ajutorul nostru, să au nevoie de mâna pe care noi să o întindem spre ei. Și în ultima instanță și înălțimea dragostei lui ne-o pus pe stâncă, ne-o pus în locuri cerești. Biserica este într-un loc ceresc, dar mai există cineva care este într-un loc ceresc. Auziți ce spune aici în 6? Că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Biserica este într-un loc cerești și duhurile sunt într-un loc cerești, spiritual vorbind, și o luptă. De aceea spune Petru să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. În războiul acesta, care are multe bătălii, o viață întreagă, până în ultimă clipă e bătălia, trebuie să luăm toată armătura care o avem aici, ca să putem rămâne în picioare, să rămânem biruitori, să rămânem pe verticală, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi un alt standard deci standard de smerenie, de dragoste, standard de bunătate, standard de blândețe, standard de răbdare. La răbdare, spune acolo Biblia, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 5 spune, Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Isus Hristos. El o răbdat până la capăt, de aceea, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Un standard de răbdare. Doamne, cât răbdăm noi? Câtă răbdare avem? Apoi un alt standard pe care doresc să-l amintesc în final este standardul de neprihănire. Noi trebuie să avem un standard de neprihănire. Psalmul 119, versetul 40, zice Fă-mă, Doamne, să trăiesc în neprihănirea cerută de Tine. E o neprienire cerută. Noi întrebăm, de multe ori mi, suntem întrebați și la noi la Betel, la biserică, frate Eugen, asta trebuie să fac, asta trebuie să o fac. Aici în Biblie, aici Domnul ne răspunde la toate problemele noastre. Standardul pe care îl dorește Dumnezeu. Măsura de neprienire, o avem aici. fă să trăiesc după neprienirea cerută de tine. Și când ne uităm aici în cuvânt, nu putem să nu descoperim să nu descoperim ceea ce Domnul dorește de la noi. Dorim în final Domnul să lase Duhului peste tot poporul său. Doamne, lasă o dorință pentru tine, o apropiere de tine, că viața se duce. M-am bucurat aici că am văzut prieteni din Micălaca, cu care am copilărit și am crescut. Și acum am ajuns la 66 de ani și ce mai putem? Suntem generația care se va duce dacă Domnul nu va veni, dar mă gândeam aici, uitându-ne retrospectiv în urmă, să nu ai niciun regret că ai trăit. Asta e frumusețea. Să ai bucuria, împlinirea că Domnul te-a ajutat. Sigur că nu a desăvârșit nimeni, nu este. Dar te lupți în tot ce depinde de tine, pui în aplicare. în cât depinde de voi, faceți totul. Dați-vă toate silințele să uniți cu credința voastră fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați cu dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. Căci dacă veți avea din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, în ceea ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri în el, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Eu mă bucur pentru dumneavoastră și doresc încă o dată Domnul să vă binecuvinteze. Vrem în final să facem o rugăciune, spunea fratele Cornel, să ne rugăm pentru acest standard. Doamne, ajută-ne să îl atingem. Ajută-ne, Doamne, să ne dăm silințele, singur nu vom putea, numai dacă Domnul ne va ajuta prin cuvântul Lui și prin Duhul Lui. Prin cuvântul și prin Duhul Lui. Cuvântul spune, eu, mie nu mi-e rușine de Evanghelia Lui Hristos, ea e puterea Lui Dumnezeu de mântuire. Să primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele voastre. Și apoi prin Duhul Lui Dumnezeu, îi puterea celui preanalt. Prin Duhul Lui, care e o putere extraordinară. De aceea dorim să ne rugăm, Doamne, lasă cuvântul din plin în noi și lasă Duhul Tău peste noi. Întărește-ne și ajută-ne să putem trăi la standardul pe care Tu l-ai, să fim în lumea aceasta, o Doamne, să se vadă chipul Tău, asta este cerința. Îmi vine în minte acum un exemplu, Vor veni la Domnul și au zis, Doamne, e bine să plătim bir cezarului sau nu este bine? Și Domnul Iisus i-a întrebat, aduceți-mi un ban, și după ce i-au adus banul, zice, chipul și slovele ale cui sunt? Zice, ale cezarului, dați dar cezarului ce este al cezarului și dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Chipul în noi, a cui ei? Dacă este al lui Dumnezeu, echipul lui, a Domnului Isus, păi ei suntem al lui Dumnezeu, dați lui Dumnezeu ce este al lui. Cine nu are chipul lui, chipul lui Hristos în el, Chiar dacă dă el, face anumite acțiuni și jerfe le aduce. Domnul nu se uită la jerfă, mai întâi se uită la inimă, de unde pornește jerfa. Slovele, slovele, vorbele noastre ale cui sunt? Sunt vorbele lui? Sunt biblice? Sunt vorbe cu greutate articulate? Eu doresc, Doamne, cercetează-ne! Și ajută-ne, Doamne, să-ți aparținem, să-ți facem voia Ta!